mulți ani avem trăiți, dar dragostea rămâne dragoste, fiindcă din dragoste ați fost luați, din dragoste ați dat naștere copilașilor și din dragoste astăzi vă bucurați de cele mai frumoase momente și oaspeți dragi care au venit să vă bucuri în această seară. Floriceri frumoase, vai, nu știu cum începeți mie îmbrăcat, uitați-vă mai multe culori așa, ca o carochiță am, cu aplauze mari, mari, mari. Uitați-vă, vă potriviți! Și un spumant pentru domnul Valeriu să-i faceți. Aveți tot de este, vă plac, am înțeles, mai nimeric. Aplauze, așa să-i faci, să-i oferici oaspeți, dar să o la cina romantică, doamna Zinaida. Când va fi și când o veți face. Am o poezie să vă, de fapt, cadoul cel mai mare, o poezie să vă spun. Dar mai întâi vreau să vă întreb. Să stăm, da, vă luminez de tot, așa? Vreau să vă întreb dacă vă dați seama cine m-a adus la dumneavoastră acasă. Fără întrebări. Fără întrebări. Cine e așa cu el? Așa. Știți că am vorbit cu Nora. Nora. Da. Nora mi-a scris. Surpriza și nepoțel, așa, din Germania. Nora, cu Nora am ținut legătura, surpriza vine de la toți, așa, ei. Și vreau să vă spun că sunteți tare iubiți. Și se mândresc mult pentru că au așa părinți. Și Nora tare vă iubește ca o fiică. Am înțeles că aveți o legătură, o relație foarte frumoasă, așa să fie. Toată viața vă doresc. Dragii noștri părinți, astăzi împliniți 30 de ani de căsătorie. Și cu această ocazie am decis să vă facem o bucurie. Aniversarea voastră de azi este încă o dovadă că iubirea nu se teme de ani. Din contra, înflorește cu trecerea timpului odată. Sunteți un exemplu de familie în care domină dragostea, respectul și voia bună, pacea și supremă fericire. Vă dorim să fie așa mereu. La mulți ani, scumpii noștri! Să vă ajute Dumnezeu să aveți parte de tot frumosul. Ne-ați învățat de mici copii ce înseamnă iubirea și respectul și mereu m-ați sfătuit să pășesc în viață cu dreptul. Sincere felicitări, dragi și scumpii noștri părinți, povestea voastră nu a început ieri, 30 de ani în urmă ați împlinit. 30 de ani împreună astăzi împliniți. Nimic nu este mai frumos decât să înaintezi în vârstă alături de persoana pe care o iubești, care 30 de ani lângă tine există. La mulți ani, scumpii noștri părinți, vă felicităm cu această aniversare frumoasă de 30 de ani de căsătorie. Vă dorim ca viața să fie plină de momente prețioase și oportunități care să vă aducă acolo unde doriți voi să fiți. Multă sănătate, fericire și multe realizări cât mai frumoase vă dorim. Fie ca viața să vă fie plină de cu de toate, fie ca iubirea, ce purtați să vă aducă mereu plăcere și bună dispoziție în sufletele voastre și fie ca legătura dintre voi să fie imposibil de destrămat, iar norocul, armonia și prosperitatea să fie mereu prezente în casa noastră. Cu drag din partea copiilor și nepoțelului Milan, din Germania, iată așa, ați ghicit din prima. Aplauze, haideți să ținem că... sensibilă și foarte frumoasă, în primul rând foarte sensibilă cu un suflet tare mare și îmi dau seama că aveți un dor mare care este acum prezent între, și cu voi la masă dorul acesta este. Nu știu când au fost ultima dată copiii, când au fost ultima dată? Anul trecut. Noi îi sfătuim, dar și dorim ca să vină acasă, așa? Da. Am văzut ce priveliște frumoasă de aici, dar voi se vede. Am fugit și am dat seama că ar fi vrea pliniște. Tare frumos. Eu cred că în fiecare zi își amintesc de locul acesta frumos. Chiar e foarte frumos aici la voi. Vă ofer cuvântul. Cine e primul? Domnul Valeriu, dumneavoastră? Așa, soție, așa. Așa, începem așa, bravo, gentleman adevărat. Așa, mama vă spune mulțumesc foarte. Mama vă spune foarte mult, mulțumesc și vă iubesc foarte mult, am foarte mari emoții, nici nu pot să mai spun sănătate multă, mama mă iubește, voi sunteți tot pentru mine.
Dacă atâta ai. Atâta dragoste, așa? Atâta ai numai unul. E așa, așa. Da, dar și fata, dar mai copil și ei, Nora. Da, ei, da, da, mă vedeți că de mai mulți poți să nu găsești. Dar dacă e numai unul... A, da, ei sunt cu noi prezenți. Așa? E prezent, da, e prezent. E prezent, da, și mi-l anunți. Tata vă iubește. Așa, aplauze. E mult frumos. Ați așteptat tare mult și fata să vină că v-a venit. V-a adus-o băietul. Așa este. Așa este. Să fiți fericiți cu toții și vă dedic o piesă frumoasă. Prima dedicație muzicală, după asta ieșim afară și spuneți că e bine, frumos, dansăm, facem o hor așa. Ne-am întățat așa, dar toți să iasă ori și cu toți la dans, ce spuneți? Așa, domn Valeriu, dumneavoastră mă ajutați, dacă cineva nu dorește, așa, bine? Da, prima melodie cu păcărele de prime, vă rog mult așa să avem păcărele sus, 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 ziua de petrecere este în această clasă astăzi! 30 de ani de căsătorie, la mulți ani, domnul Valeriu și doamna Zinaida! Sus, papa, sus! Este ziua Andrei, am fost așa. Toți prietenii știu că să vezi această lume. Ți-am adunat într-un stat, i-am arunat. Și de aparatului am dat drumul statului. Ziua trece, trece, nașii vor trece tot. Cu domnul Valeriu și doamna Zinaida petrece toată noaptea până gospodarii căzii trece, pe noaptea până zori.